Filarmonica Ion Dumitrescu și Primăria Râmnicului au pregătit câteva evenimente de mărțișor. Melomanii vâlceni vor avea parte de două concerte cu invitați de excepție. Așa cum am obișnuit, publicul vâlcean, chiar dacă în alte părți ale lumii sunt momente dificile, noi trebuie să ne facem datoria și cultura, arta, muzica de bună calitate trebuie să ne înveselească sufletele și să ne facă să fim mai buni. Pregătim pentru doamnele și domnișoarele, bineînțeles, și pentru domnii însoțitori care se vor afla în sala La Hovarii luni pe 7 martie, un concert de excepție, având-o ca invitată specială pe Analia Selis. Excepția constă și în faptul că acest concert este în premieră. Practic, chiar dacă ea a mai fost pe la noi, chiar dacă ea a mai cântat și cu alte filarmonici, Analia Selis vine cu o premieră. Este un interbelic simfonic, o muzică relaxantă, o muzică deosebită și vă lăsăm pe dumneavoastră să descoperiți frumusețea muzicii pe care Analia Selis ne-o propune luni seara, la ora 19, în sala La Hovari, în acompaniamentul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii, sub bagheta maestrului dirijor Tiberiu Dragoș Oprea. După concertul pe care îl va susține în premieră Analia Selis, un alt invitat de marcă, îndrăgit de doamne și domnișoare, va fi prezent în Râmnicu Vâlcea. Pe 8 martie, în organizarea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Filarmonica Ion Dumitrescu va avea o mică contribuție în deschiderea concertului pe care îl va susține Ștefan Bănică. Așa cum știți, joia trecută, pe 24 februarie, am lansat prima apariție a Filarmonic New Jazz Band, formația de jazz a Filarmonicii Ion Dumitrescu. Astfel încât, iată o primă ocazie pe 8 martie, în care această formație va evolua înaintea concertului pe care, vă spuneam, îl va susține Ștefan Bănică. Vă așteptăm la evenimentele Filarmonicii în fiecare zi de luni și nu numai. Așadar, luni 7 martie, cu începere de la ora 19, în sala La Hovaria Filarmonicii Ion Dumitrescu, se vor auzi acordurile tangourilor interbelice. La acest concert, abonamentele sunt valabile, iar biletele se pot achiziționa de la agenția de bilete a Filarmonicii sau cu cardul.